Salutare lume, iată că am revenit cu un nou video, un unboxing, ceva mici cumpărături. Dacă nu m-am dus la Oser, a venit Oserul la mine cu ceva jocuri. Deci da, chiar dacă am fost plecat în mini-vacanță, tot am mai primit colete. Așa că o să vă arăt despre ce e vorba. Ăsta nu a venit prin colet, această figurină. Am găsit-o căzută pe jos în Carrefour, era la reducere, 30 de lei, Selina Kyle din filmul The Batman. Da, pentru 30 de lei am zis că nu o las acolo. Așa, și cum spuneam, dacă nu mă duc eu la o servine la mine, ăsta sincer să fiu, nu știu ce-i cu el, că nu l-am văzut în poze. Spider-Man 3, un umedeu, nu știu cât de bine se vede, nu știu exact condiția lui, cât a fost, dar era pe cutiile de unboxing. Și acest joc, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, a fost cumpărat din Oser, l-am primit. Deci, da, cum spuneam, e un mix de figurine, jocuri. Așa, asta parcă a fost 15 lei. Iar acum, partea asta a fost așa mai scurtă. O să trec și la partea de unboxing, iar în curând o să apară, evident, și un video cu cumpărăturile făcute din concediu. Câteva jocuri. Și o să vă mai spun și ce magazine de jocuri am văzut pe acolo, dar astea într-un următor episod. Iar acum să trecem la partea de unboxing. Am așa două cutii, două console. O să vedeți despre ce console este vorba. Bun, să trecem și la partea de unboxing. Vă spuneam că sunt două console. Ambele au fost 200 și un pic, 210, 220, ceva de genul pe acolo. Astea sunt controlerele, nu arată chiar foarte bine. Va trebui să le curăț, dar nici nu știu dacă sunt funcționale. Urma să le testez, dar nu au căpăcelele. Pe mine mă interesa o consolă. Ambele sunt Xbox 360, doar că una e ediție limitată. Na bun, prima consolă, sunt cu capul în jos, un Xbox 360, arată destul de ok. Să vedem, are hard disk. Da, e fără hard disk. Mai am unul de ăsta. Și acum să vă arăt și următoarea consolă. Cea de-a doua consolă. Ia să vedem. Cea de-a doua consolă, cum spuneam, e o ediție limitată, e o culoare albă, chiar arată destul de ok, bine, e cam prăfoasă, sper că nu sună nimic în ea, sau sună ceva, o să văd eu, dar nici asta nu are hard disk, sunt curios dacă și funcționale, de-aia că le-am luat ambele fără încărcător,
doar consolele, nu știu cât e bine să văd. Cam astea au fost achizițiile de pe Vinted. O să fac și o mică probă la ele tot în acest videoclip. Să vedem dacă sunt și funcționale. Bun, ia să le facem și proba. Chiar nu-mi place să fac partea asta, dar trebuie să văd dacă sunt funcționale. Trebuie să le fac, să fac și setup-ul la TV. Cu pornit destul de ok. Și iar n-am niciun joc pe aici pe lângă mine de Xbox 360. Ai clar, astea-s exact ca și consolele ce le găsești pe Acer, cel mai probabil aduse de prin Germania. De-aia și controlerele arată așa. Pare că merge. Să văd dacă am un joc de mai de treabă pe aici. Cam toate jocurile care le am pe lângă mine, majoritatea nu sunt foarte funcționale. Hai să găriate. Băgăm un FIFA. Citește. Și cam zgăria CD-ul. Bun, asta pare ok. Mai mult jegosă. Nu știu cât e bine, vedeți voi TV-ul. Da, cum v-am spus, pe mine asta mă interesa mai mult. Și arată destul de ok, bine precurățată. Da, arată mult mai bine decât cea Modern Warfare. Ideea e că nu a venit nici foarte ok împachetate și televizorul ăsta merge prea tare. O luat CD-ul ok. Deși nu e cel mai bun CD care l-am. Ia Naturliș, Frustiuc. Să știți că știu germană și eu. Da, pare ok. Atâta că nu are hard disk-ul. Și nu mai am hard disk. Va trebui să-i schimb limba. Dar nu acum. Să nu uit jocul. Are ceva monede. Na bun, asta e albă, tot 100 de lei au fost. A, să vedem, cu asta am emoții, că asta m-a interesat cel mai mult. Destul de silențioasă, nici nu-i foarte prăfoasă. Asta se pare că e setată deja în engleză. Nu. Să vedem. No games found. Ia nu m-am uitat la cealaltă să văd dacă are ceva jocuri instalate pe hard disk. Pe hard disk, de fapt nu are hard disk. Ia să vedem. Dacă ia CD-ul cu FIFA și dacă ia CD-ul cu FIFA ăsta praf.
Păi, perfectă. Uitați ce bine arată așa pe alb. Mă, nu știu unde îi mai pun eu. Ok. Pare că e funcțională. Ideea e că nu știu exact cu ce s-o lansa consola asta, ce hard disk avea etică, dar o să verific și poate o să-i fac roșii de un hard disk. Dar ce bunu-s la FIFA. Da, bun. Cam ăsta a fost testul de console, se pare că s-a meritat, 100 de lei fiecare, plus transport, plus transportul cred că a fost vreo 10 lei, nu cred că a fost mai mult, și cele două controlere care, na, ați văzut cum arată, nu-s destul de ok, dar... E bine și așa. Ce nu au, nu au alimentare sau alte accesorii. Na, bun, cam asta a fost tot. O să mai revin pe viitor și cu alte videoclipuri de genul. Poate voi mai face un unboxing pe live stream, dar vedem, nu știu când va mai fi următorul. Cam acesta a fost videoclipul, mersi de vizionare, iar dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să dați un like, un share sau un subscribe la canal dacă n-ați făcut-o până acum. Încă o dată, mersi de vizionare, salut!